Am început săptămâna în forță, cu mulțumiri ca de obicei pentru că m-ați urmărit în weekend, like-uri, share-uri, comenturi și subscribe la canalul meu de YouTube Nicu Bendea. Bineînțeles că ne găsim în fiecare zi de luni până joi de la 10 dimineața acolo. Vă salut și vă doresc o săptămână plăcută, dar nu înainte de a dezbate principalele subiecte care mi s-au părut mie că sunt pentru începutul acesta de săptămână. În primul rând vreau să vă spun că nu mai vorbim despre infectați, nu mai vorbim despre teste, acum se discută înfocare, se discută macro, focare. Păi la câtă căldură e afară, normal că sunt focare, peste 300 de focare în țara noastră. Să o lăsăm mai ușor, să mai lăsăm câteva focare și pentru la iarnă, când nu e așa se vor scumpi gazele și ne va arde treaba la buzunar prin factură. Focare, auzi mă, numai focare. Păi normal, la 30 și atâtea de grade nu v-a stopit de căldură? V-a stopit un pic, am văzut eu că n-ați intrat foarte mulți pe canalul meu de YouTube, dar acum e un pic de răcoare, poate recuperăm. Auzi, focare. Poate și la iarnă ne bagă în izolare să stăm din cauza de focare. În ultima izolare, asta din martie-aprilie, acum e studiile. Se spune că românii au consumat cu 25% mai multă bere la PET. Băi, ce să facem? Ne-am manifestat ca atare, ca niște drojderi. Ce să bem? Vin? Să bem vin la sticlă, dar ce suntem, somelieri? Ați observat că în ultimul timp fiecare cramă, fiecare producător de vin a scos și câte un roze, un pic de roze, așa pe buzuțe. Așteptăm cu interes ca și spiritul Mona să scoată varianta roze, pur le coneseur. Coneseurii de la Mamaia la terase să bea roze de Mona. Că asta găsești la Mamaia, spune un turist român plecat de multă vreme în străinătate, spune că acum la Mamaia ce mai găsești? Mizerie, prețuri mari și maneliști. Dar pe cine să găsească acolo? Pe Pamela Anderson. Atâta putem, domnilor, atâta putem. Apropo de maneliști, Costel Biju, îl știți pe Costel Biju? Un manelist, evident, după nume, cine să fie? Cântăresc la operă. Costel Biju a fost prins într-o benzinărie de către poliție că nu purta masca pe figură. A fost amendat omul, dar în timp ce îi se făcea procesul verbal, Costel Biju a amenințat organul. I-a zis, fii atent, că mama mea e vrăjitoare. Mama mea face farmeci, o să ți se întâmple ceva rău. Și a mai încasat o amendă. Bravo! Păi dacă tot maică să-i prezicătoare, nu i-a putut ghici în globul de cristal cu câteva zile în urmă că urmează să încaseze o amendă și să se ferească? Cât țin și farmecele astea. Cât mai ține vara asta să mai vedem poze extraordinare. În publicațiile online au apărut galerii foto. Nici nu o să-ți vină să crezi cine s-a lăsat în costum de baie pe marginea piscinei. Vulpița în costum de baie. Adică s-a îmbrăcat un pic, nu? Că vulpița nu că poartă haine, nu? Deci, Vulpița în costum de baie, Analescu în costum de baie, Mihai Arăduiescu în costum de baie, Fuego în bucătărie. Fuego a spus că pe vreme de pandemie gătește în bucătărie, gătește cu pasiune ceva ce se pune pe pâine. A spus că gătește orice, mănâncă orice, că e un pofticios, mimate de Fuego, dar că nu pune gura pe miel. Pe miel nu pune gura, nu-i place să gătească mielul, îi place să-l... Acum fiecare cu gusturile lui, cum ar zice Becali, fiecare cu aia maică-s, înțelegi? Că tot Becali a venit cu o declarație. Asta nu știu de unde le scoate, zice. Când era Hagi fotbalist, eu îi duceam femei, mă înțelegi? Ăsta juca mult, se antrena și vorbeam eu cu fetele care, mă înțelegi, îi plăceau. Și vorbeam ca în 24 de ore să se lase cucerite de Gigi Hagi, care e frică de lup, să se ascundă după unghii. Care Hagi nu cred că, deci, care nu cădea el așa morcov după fete, care dacă Becali le aducea, Becali, Doamne și ferește, Doamne și ferește, așa am zis când am auzit că preotul din Bacău, ăla de-o bumbăci nevasta, știți știrea, că v-am zis-o și săptămâna trecută. Deci o bumbăci nevasta pe stradă în timp ce ea își ținea copilul în brațe, știți? A fost pedepsit. 30 de zile a fost trimis preotul la mănăstire. Acum nu știm că e mănăstire de maici, că e mănăstire de taici, că e certă că dacă îi place să bată. La mănăstire are toate condițiile. Poate să bată toaca. Cu ce? Nu vă spunem. Nu vă spunem, da? Zilele astea atâta s-a vorbit despre pian. Ați văzut și la radio și la TV și pe internet despre pian, că am devenit un popor de melomani. Atâta s-a vorbit despre pian că eu m-am dus și mi-am pus pe YouTube pe pianistul Arturo Benedetti Michelangeli interpretând concertul numărul 20 de Haydn. Vi-l recomand. E plăcut. Melomani. Da, păi dacă tot nu mai sunt festivaluri, poate începe festivalul Enescu. Să vedeți acolo, 1 milion de români au mers să asculte recitalul pentru pian. Ca Antoldul, nici gând. Dar totuși cei de la Antold fac o faptă bună, o continuă. Ei când au început cu festivalul, au început și cu o campanie. Doneți sânge, primești gratuit un bilet pentru o zi. Și ei fac treaba asta așa cum în 2020 și donatorii vor primi un bilet pentru festivalul din 2021. Bravo lor! Chiar vă îndemn că e nevoie de așa ceva. E nevoie, mereu este nevoie de sânge. Un sânge de traia. Astăzi, 10 august, ce aniversăm? Aniversăm 2 ani de la protestul pașnic care a fost transformat de doamna Carmen Dan și de acoliții săi într-un protest puțin violent, puțin sângeros, chiar cu o victimă umană, dacă nu mă înșală memoria. 2 ani au trecut și nu știm vinovații. Dosarul s-a clasat și ce a fost verde s-a uscat, măi, și după aia am fumat. Ca așa-i la noi. Când îi varză nu-i butoi, când îi iarbă nu-i trifoi, când îi Carmen nu-i un cu forță care să... Aniversăm și noi 2 ani de la nu știm ce, adică știm ce, dar nu se rezolvă. Măcar am știut că pe 8 august, sâmbătă, au fost 2 zile internaționale. Ziua Internațională a Pisicii și Ziua Internațională a Orgasmului Feminin. Că pentru ăla masculin nu trebuie o zi specială, trebuie să fii singur în baie. Glumesc, nu. No, acum din astea 2 zile internaționale, pe care credeți că domnul Cioloș o ilustrat-o la el pe Facebook? Ziua, cu pisica. S-a fotografiat cu pisica în brațe domnul Cioloș. Acum când e fierbere mare, când se pun candidați, când începe campania, el își ține mâțul în brațe. Dar cum era dacă era și mâța în călduri și pune o poză cu o mâță ajunsă la urmă? Da, nu mă prosti. Azi 10 august e și ziua lui Antonios Banderas. Știți cum este denumit Antonios Banderas? Culiță sterp de Malaga. Așa scrie presa, culiță sterp, Antonio Banderas, tuns și frezat 1:1. No, vă doresc oricum o zi de 10 august mai bună decât aia de acum 2 ani, că cine știe când o mai avea o manifestație așa, de așa amploare. Ați văzut că și în Belarus, sărăceia din opoziție vor să-l dea jos pe dictator. N-ai cum să dai un dictator din Belarus jos. N-ați văzut ce frezare, iară, cu părul adus de aici până dincolo. Mai aveam noi pe cineva cu freză de aia care se visează campion la București, dar mă rog, să nu mai ajungem vremuri de astea. Nu vă mai rețin pe la servicii, pe la joburi, pe la online, de acasă, tot în chiloți mergem la muncă. Nu, sunteți în vacanță. Grijă mare. Grijă mare că după ce venim din concediu s-ar putea să ne facă iară teste de ale. Nu știu, n-am înțeles de ce zice la testul ăla pentru COVID, de ce zice testul PCR. Mă rog, o fi o denumire internațională, medicală, totuși, da. Vorba lui Petre Roman, în română PCR sună ca dracu. Testul PCR îți bagă ceva în nas și în 72 de ore îți spune dacă ești pecerist sau nu ești pecerist. Mă rog, la vremuri noi, tot noi. O altă zicală românească. Vă las, bate un pic de boare și astăzi se anunță temperaturi de peste 30 de grade, dar e bine. Că doar o dată în an e august, că după aia vine septembrie și iară căutăm în garderobă haine, acum așa mai... relaxați, mai să prindem un pic de ten, vitamina D, să ne pregătim pentru ce vine și să sperăm că ce va veni va fi mai bun decât am trăit anul ăsta. Anul ăsta pe care ne-l dorim șters din calendar, am îmbătrânit degeaba și n-am făcut nimic. Subscriere, abonare, clopoțel, comenturi, că discutăm foarte mult și în comentariile la aceste videouri. O săptămână extraordinară vă doresc, să vă regăsiți în ea, să vă regăsiți în viețile voastre. Hai că o dau pe mindfulness și nu-i bine. Nicu Bendea vă salută, toate cele bune!